Jurnalele RTT. Știri la fix. O explozie pe acoperișul blocului de pe strada Neptun numărul 12 din Brașov a fost anunțată printr-un apel la 112 în jurul orei 14:35. ISU a intervenit cu două echipaje SMURD și autoscara mecanică pentru acordarea primului ajutor medical celor două victime rezultate în urma exploziei unei butelii folosite la lucrările de izolație ale blocului. Era vorba de doi bărbați de 49 și 45 de ani, a precizat Luiza Dănilă, purtător de cuvânt la ISU Brașov. După primele cercetări, polițiștii de la secția 5 au stabilit că în timp ce desfășurau activități de izolare a imobilului, cei doi bărbați au suferit leziuni și au fost transportați la spital. Cu privire la acest incident a fost înștiințat Inspectoratul Teritorial de Muncă, a menționat Nadia Olaru, purtător de cuvânt la IPJ Brașov. Polițiștii cercetează cauzele și împrejurările producerii evenimentului. Din această noapte, municipiul Brașov și comuna Hărman intră în scenariu roșu. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat astăzi hotărârea numărul 34 privind constatarea depășirii incidenței cumulate de 3 la 1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile în municipiul Brașov și comuna Hărman, precum și instituirea unor măsuri suplimentare de prevenire și limitare a răspândirii noului coronavirus. Principalele măsuri suplimentare instituite în aceste localități pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 octombrie ora 0, sunt: se suspendă activitățile didactice care presupun prezența față în față în unitățile de învățământ preuniversitar, adică scenariul roșu. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, barurilor, în interiorul clădirilor, este interzisă. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alineatele precedente este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective. Se suspendă activitatea cu publicul a cluburilor și discotecilor. Activitățile cu publicul ale cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte sunt interzise. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Se suspendă activitatea din piețele comerciale, cu excepția piețelor agroalimentare, târguri și oboare. Hotărârea numărul 34 din 27 octombrie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov este disponibilă pe site-ul instituției prefectului. Activitățile didactice vor fi exclusiv online la Universitatea Transilvania. Senatul Universității din Brașov a decis în ședința de astăzi ca, începând de miercuri 28 octombrie, cursurile, seminarele și laboratoarele să se desfășoare exclusiv online pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 10 noiembrie. Decizia a fost luată de membrii Senatului la recomandarea specialiștilor Direcției de Sănătate Publică, după ce numărul cazurilor cu infectări COVID-19 a depășit în municipiul Brașov incidența de 3 îmbolnăviri la 1000 de locuitori. Dacă până acum la Universitatea Transilvania doar cursurile se desfășurau online, iar seminarele, laboratoarele și lucrările practice se desfășurau fizic la facultate, începând de miercuri, așadar, activitățile didactice se vor organiza exclusiv online. Căminele universității vor rămâne deschise în această perioadă, cu recomandarea ca studenții cazați aici să respecte măsurile impuse de autorități. În comunicatul transmis astăzi se mai precizează că Universitatea Transilvania dispune de infrastructura necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activităților didactice online. Platforma de e-learning permite accesul studenților și al cadrelor didactice în mod securizat și are numeroase funcții utile pentru diferite tipuri de activități. Ea a fost configurată încă de la începutul semestrului pentru nevoile întregii universități și s-au achiziționat servere suplimentare și dispozitive conexe.
Pe lângă platforma de e-learning, Universitatea Transilvania deține și o platformă dedicată conferințelor și evenimentelor științifice cu participanți externi. Activitățile didactice în sistem hibrid vor fi reluate tot prin decizia Senatului Universității și în contextul scăderii incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 din municipiul Brașov. Număr mare de decese la nivel național, dar și de noi îmbolnăviri de COVID-19 în județul Brașov. Până marți 27 octombrie, pe teritoriul României au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 8.921 în județul nostru. 155.630 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.724 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 190 dintre acestea sunt din județul nostru. Distinct de cazurile nou confirmate, 1.084 de persoane au fost retestate pozitiv. Până marți au decedat 6.574 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. În intervalul 26 octombrie ora 10, 27 octombrie ora 10 au fost raportate 104 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 56 de bărbați și 48 de femei, erau internați în spitale din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Botoșan, Brăila, Brașov, Buzău, Călăraș, Caraș, Severin, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și municipiul București. 5 dintre decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 10 decese la categoria 50-59 de ani, 25 de decese la categoria 60-69 de ani, 34 de decese la categoria 70-79 de ani și 30 de decese la persoane de peste 80 de ani. 100 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.758. Dintre acestea, 824 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.096.526 de teste. Dintre acestea, 28.876 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.498 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.378 la cerere. De la ultima informare făcută de grupul de comunicare strategică au fost raportate și rezultatele a 2.952 de teste prelucrate anterior și transmise până la data de 27 octombrie. Pe teritoriul României, 26.534 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.540 de persoane se află în izolare instituționalizată. Alte 59.271 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 52 de persoane. Incidența acumulată a cazurilor la nivel județean în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori depășește indicele 3 în Alba, București, Cluj, Harghita, Sălaj și Timiș. Județul nostru are 2,55 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 2 săptămâni, iar municipiul Brașov 3,24. În județul nostru sunt 6 localități cu incidență peste 3. Cea mai mare valoare, 4,33, fiind înregistrată în Părău. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în 24 de ore 5.616 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 1.200.000 de lei. Luni au fost constatate și 3 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Vă reamintim, la linia tel verde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Angajații ISU Brașov au ținut un moment de reculegere în memoria unui coleg din Vâlcea, trecut la cele veșnice luni seară bolnav de COVID-19. Plutonierul adjutant șef Banu Gheorghe Romeo, în vârstă de 46 de ani, angajat ca subofițer operativ principal din 2006, în cadrul gărzii de intervenție Brezoi, detașamentul de pompieri Râmnicu-Vâlcea, de la ISU Vâlcea, a pierdut lupta cu noul coronavirus. Potrivit paginii de Facebook a ISU Vâlcea, subofițerul a fost depistat pozitiv în 13 octombrie. La început s-a simțit destul de bine, însă din 19 octombrie boala s-a agravat și a fost internat în spital. În 26 octombrie a fost transferat la UPU Vâlcea, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea pompierului. Colegii lui au ținut un moment de reculegere, iar angajații brașoveni a ISU li s-au alăturat și au transmis sincere condoleanțe familiei greu încercate. Depășirea pragului de 3 îmbolnăviri la 1000 de locuitori a adus Brașovului scenariul roșu, cum știți deja. Primele afectate sunt instituțiile de spectacole și firmele din domeniul alimentației publice, unele care oricum au avut cel mai mult de pierdut de la debutul pandemiei. Cârciumarii brașoveni au căutat soluții de supraviețuire și deja au avut o propunere. Am depus o solicitare în numele cârciumarilor să ne lasă să facem niște construcții temporare, dar trebuie să avem avizul Comisiei de Cultură, care se punește în 11 noiembrie. Deci așteptăm până atunci și să ne dea o soluție temporară, să putem face niște construcții care să arate decent până în martie, probabil. Prefectul Cătălin Văsi a dat dovadă de înțelegere a situației în care se află restaurantele și cafenelele și a decis să convoace Comitetul Județean pentru Situații de Urgență la limita de timp, după care acesta trebuie convocat. Prefectul a sperat că tendința va fi descrescătoare și nu va fi obligat să anunțe închiderea restaurantelor, însă nu s-a întâmplat așa. O situație specială există în cazul hotelierilor din Poiana Brașov. Poiana Brașov nu are preponderent clienți brașoveni. Și vorbim de incidența asta care este pe municipiu și în județul Brașov. Dar noi turiști vin de peste tot. Hotelurile îi triază. Legea nu poate excepta părți dintr-o localitate, iar dezavantajul stațiunii în această perioadă este că face parte din municipiul Brașov. Decizia nu lovește doar restaurantele, ci și instituțiile de cultură, cum spuneam. Teatrele Sica, Alexandrescu și Arlechino vor fi închise. Opera a anunțat și ea că își închide porțile, iar Filarmonica a precizat că va transmite online concertul de joi seară. Decizia de închidere la interior a restaurantelor și a instituțiilor de cultură este valabilă 14 zile, însă dacă incidența în următoarele 14 zile nu va scădea sub 3 la mie, prefectul va fi obligat să prelungească această perioadă cu alte 14 zile. Treizeci și cinci de amatori de băut în parcuri au fost amendați în ultimele două săptămâni de polițiștii locali. Cei mai mulți dintre ei au fost surprinși în timp ce consumau alcool în parcuri și la locurile de joacă pentru copii. Sancțiunile depășesc 12.000 de lei. În unele cazuri, polițiștii locali au acționat în urma sesizărilor venite din partea persoanelor deranjate de scandalurile și gălăgia celor care se țineau de petreceri în fața blocului ori în parcuri. În perioada amintită au fost penalizate cu amenzi în valoare totală de 38.500 de lei persoanele depistate că au încălcat normele de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice. În unele cazuri, polițiștii locali au acționat în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor deranjați de scandalurile și atmosfera zgomotoasă produsă de petrecăreți în fața blocurilor, în parcuri sau în centrul orașului. Pot să vă spun că de la începutul acestui an, pe legea 61 din 1991, au fost sancționate 1.364 de persoane, din care 392 pentru consum de alcool pe domeniul public. Cei mai mulți, 313, au fost brașoveni. Reamintim, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice altele decât cele autorizate este strict interzis, iar nerespectarea acestei prevederi legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 de lei la 500 de lei. Pentru sesizări puteți apela dispeceratul Poliției Locale Brașov la numărul de telefon 0268954.